Joia, ca de obicei, vorbim un pic și despre mod. Azi am adus copii și un alt fel de ținută de copii. Elida Toma la Stil de Succes a venit cu Roxana Mișaca. Bună dimineața! Bună dimineața, neața dragilor! Astăzi, da, cum ai anunțat și tu, Dani, avem propuneri vestimentare pentru copii și adolescenți. Sunt colecții custom-made care s-au născut din pasiunea Roxanei pentru modă, dar și din dragostea ei pentru copii, pentru că vom vedea copii care se antrenează intens pentru a deveni fotomodele, manechine de succes pe viitor. Sunt copii care sunt cursanți ai unei academii de modeling și nu numai modeling, și stilism, fac o grămadă de chestii frumoase acolo. Și sunt copii cu experiență, cu premii câștigate, cu prezentări. Sunt niște copii superbi. Cum aș fi putut să fiu eu, dar pe mine m-au dat la dansuri populare. Asta este... E un început și acela. Hai să vorbim un pic despre ținute. O să dăm drumul la defilare cu ajutorul lui Firică, ce este și tată, de curând. Firică, bagă copiii. Să ne spui un pic ce ne-ai adus. Aici avem două fetițe superbe, Antonia și Natalia. Și avem niște ținute confecționate din materiale, în primul rând, 100% românești, 100% naturale, fără coloranți chimici. Deci nu sunt... Fără a fi tratate chimic, da. Sunt tehnologii moderne. Și avem niște croiuri, adică eu cel puțin doresc să creez haine legere, ușor de îmbrăcat și chiar și ușor de întreținut, la modul că... Mămica să mai scape un pic de călcat excesiv și copilul să se îmbrace singur. Asta era ideea. Văd inclusiv ținute de vacanță. Da, aici avem, sunt două piese din colecția nouă. Colecția se numește Aramia. O avem pe Viviana și pe Patrick. Sunt copii care sunt deja implicați activ în lumea modelingului. Și avem două ținute casual sport, le spun eu, un pic de twist al unui training și o ținută de băieți din, la fel, materiale 100% românești, naturale. Votez cu ținuta de băieți, sper că și se face și mai mare. Facem o comandă specială. Eu sunt mărime de băieți, să știi. Sigur. Da, 12-14 ani XXL. Bun, aici avem pe Andreea și pe Alexandra, superbele noastre modele, cu două ținute tot casual din colecția noastră. Avem pânză topită, avem pânză naturală, culori neutre, culori foarte ușor de asortat, ținute foarte versatile, dacă mă întreb pe mine. Și linii foarte simple, exact. Pentru că tu mergi pe linia asta mai minimalistă, pe culori simple, dar și pe culori neutre, care pot fi ușor combinate ulterior, chiar cu nuanțe mai tari. Absolut. Sau cu imprimeuri. Aici avem deja colecția tribut. Este o colecție, așa cum îi spune și numele, o colecție, un tribut adus portului popular românesc, în sensul că am încercat să împrumut croiurile cămășilor românești, atât de damă cât și de bărbați, din diferite zone ale țării. Și, după cum vedeți, s-a intervenit cu foarte mult lucru și manual și inserții de dantelă. Absolut, produsul este 100% românesc, deci nu are niciun aport extern, să zic. Uite, de asta, Roxana, nu vreau să fac fete. Pentru că te chinui. Sunt costisitoare, crede-mă. O aduci, o îmbraci. Uite-o, este imacul. Alesia și Miruna. Da. Ai două fete, le îmbraci. Caută maică-sa pe internet, la măsuri, la nu știu. Le îmbraci, le așa. Și după aia le zic: pot să stau după 6:30 după amiază afară? Nu! Firește! Păi alți copii de vârsta mea stau până la 10. 6 și 5. Nu. Acești copii sunt implicați în foarte multe activități extrașcolare. Da, să se întâmple până la 6. Actorie, canto. După 6 nu iese din casă. Sunt copii absolut minunați, cu rezultate foarte bune la învățătură. Nu sunt... fac din pasiune ceea ce fac, ce vedeți astăzi. Este o pasiune pe care părinții, într-adevăr, o susțin cu eforturi, că este într-adevăr un efort, mai ales în vremurile în care trăim acum. Încercăm să avem cât de multe activități și proiecte frumoase cu ei,
și chiar probabil că o să mai urmeze, să ne mai vedeți și cu alte proiecte minunate. Ai și tu copii între cei pe care i-am văzut? Nu. Am înțeles. Doar să-mi spui că vreau să fur unul. Nu. Să nu fur tocmai. S-ar putea să n-ai cum să ieși din platou cu ei. Sunt părinții aici în spate. În avionul de vacanță am descoperit un puș și o puștoaică superbi. Arătau, zici că erau profesioniști în domeniul ăsta. Și mama, care nu era româncă, se chițăia acolo cu noi. Ha-ha, râdeam și eu zic, pot să vă iau unul din copii? Și a zis, acum, la 10 și 12 ani, nu mai fi sunat la un an jumate, că-ți dădeam doi. Acum nu mai vreau eu. Au crescut, sunt civilizați, se uită pe tabletă, nu-ți mai dau. Zice, sună-mă la următorul. Deci am înțeles perfect. Asta este manejul. Deci avem elemente de port tradițional reinterpretate. Pune în valoare foarte mult și producătorii români prin aceste țesături care sunt încă realizate la noi în țară, chiar cu războiul de țesut. Și, practic, au rezultat aceste colecții frumoase. Da, și chiar sunt în țară, chiar există țesătorii și... Chiar nu înțeleg de ce nu sunt mai bine promovați acești producători. Stai, materialele astea faine de vară sunt făcute în țară? Da, sunt făcute 100% în România, în țesătorii de la noi din țară. Sunt o proastă, am și crezut. Mamă, s-a dus Roxana în Grecia, alegem pandemie. Nu mergem nicăieri în afara țării, tot ce facem, facem aici, pe vremurile astea, pentru că totuși avem ce face și la noi. Mulțumim. Și cu ce? Mulțumim că ați venit cu ideile astea faine. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă mulțumesc tuturor. Felicitări taților care în urma acestor materiale sunt puși la cheltuială. Sigur că sunt puși. Felicitări pentru efort și pentru răbdare. Și felicitări mămicilor care s-au uitat la televizor și au zis, hai să mai facem două fetițe. Uite ce frumoase au fost. I feel you, cum se zice în engleză. Mulțumim. Mulțumim și noi. Vă mulțumim. Elida. Am dat și o altă versiune acestei rubrici.